Aeroportul Iași s-a clasat pe locul 3 în topul național în funcție de traficul de pasageri înregistrat în anul 2022 după Otopeni și Cluj și înaintea unor orașe precum Timișoara, Suceava sau Bacău. Cu un trafic de 1,5 milioane de pasageri, Iașul a depășit celelalte două aeroporturi din regiune, în contextul în care Suceava și Bacăul au avut împreună un trafic de 1,3 milioane de pasageri. Cea mai aglomerată lună din 2022 a fost august, când pe aeroportul Iași au călătorit 181.400 de persoane, cu un avans de 56% față de 2021 și de 34% față de aceeași perioadă anului 2019.